preasfințiți și preacuvioși părinți, distinși diplomați, doamnelor și domnilor primari români de peste hotare, dragi români din toată lumea, bine ați venit la Convenția Națională pentru Românii de Pretutindeni. Convenția Românilor de Pretutindeni se desfășoară astăzi într-un moment aniversar, într-o zi de sărbătoare, aici în incinta Palatului Parlamentului și eu împreună cu președintele Comisiei pentru Comunitățile Românești din afara granițelor din Parlamentul României, domnul deputat Constantin Codreanu, suntem onorați că ați răspuns invitației noastre. Ne-am dorit ca în această zi deosebită să ne reunim aici unde se dezbate destinul națiunii române sub aula aceasta a Parlamentului pentru a discuta despre prezentul și viitorul națiunii noastre. Nu este un eveniment politic. Astăzi ne-am reunit aici pentru a discuta despre România, despre prioritățile ei, dar și despre România pe care o reprezentați dumneavoastră. Fiecare român, indiferent unde se află, fiecare român care simte și își face datoria din convingere pentru a păstra tot ceea ce ne-au lăsat înaintașii, reprezintă parte din națiunea noastră, parte din România pe care o prețuim și o iubim. Nu întâmplător, astăzi, în zi de sărbătoare, sub semnul unității, când sărbătorim unirea celor două principate românești care au dat un nou sens evoluției statului nostru, un stat puternic european, un stat care a avut o evoluție fabuloasă, chiar dacă de multe ori suntem nemulțumiți, critici, totuși România este o țară puternică, o țară mare, membra astăzi a Uniunii Europene și un stat de bază în cadrul NATO. Sunt lucruri pe care țara noastră le-a reușit pentru că și dumneavoastră v-ați dorit acest lucru. Și aici mă refer la contribuția formidabilă pe care au avut-o românii din diaspora veche, românii din Statele Unite, românii din Canada, românii din Franța, cei care ați plecat în vremuri grele pentru a trăi în societăți libere și ați luptat pentru ca și România să devină o țară democratică, o țară în care libertățile fundamentale sunt respectate. Și este un lucru extraordinar că astăzi suntem și noi egali cu toți ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene, însă toate aceste transformări au adus în fața noastră noi realități. Noi realități care ne obligă să fim mai creativi, să fim mai curajoși, să fim mai solidari unii cu alții. Cred că cuvântul cheie pentru români astăzi trebuie să fie solidaritatea. Solidaritatea cu cei care sunt în dificultate. Solidaritatea cu cei care vor și pot oferi mai mult României, dar de multe ori sunt ignorați. Și sunt convins că printre dumneavoastră sunt mulți români de bună credință care își fac din convingere datoria acolo unde ați ales să conviețuiți alături de alte naționalități, alături de alți cetățeni. Da, l-am ascultat pe Eugen Tomac, un lider, un mesaj important din partea lui pentru
Convenția Românilor de Pretutindeni, care s-a reunit astăzi la Palatul Parlamentului pentru a discuta despre problemele din diaspora. Revenim cu alte subiecte după publicitate. Rămâneți